Aș vrea să deschidem Scripturile la 2 Corinteni, capitolul 11. Iarăși vom citi un pasaj mai lung. De fapt, o să citim tot capitolul pentru a avea un context. Studiem despre dărnicie ca formă a părtășiei. De fapt, este al treilea sens al cuvântului în limba greacă, koinonia sau părtășie, cum este tradus la noi, pe care l-am studiat. Vorbind despre sau studiind despre părtășie, comuniune sau legătura frățească. Primul sens al termenului îl găsim în Fapte capitolul 2, de acolo am plecat noi și am vorbit despre unitate, despre unitate în credință, unitate în lucrurile crezute, în Evanghelie, în învățătură, în învățătura apostolilor, unitate în scop, în așa fel încât un corp mai mare de credincioși, o adunare, indiferent de numărul ei, este în părtășie sau are comuniune atunci când are o bază, un fundament comun, care este învățătura, care pleacă de la Evanghelie și de la Domnul Iisus Hristos și privește înainte spre un scop comun, spre o nădejde comună și spre o lucrare comună, în așa fel încât fiecare își aduce contribuția proprie pentru ca trupul să acționeze în consecințe, ca să atingă obiectivul pe care toți îl au. Asta înseamnă să fii cu un gând, cu o inimă, cu un cuget. Da. Și asta este un aspect foarte important pentru fiecare adunare, aspect pe care îl vedem în Fapte capitolul 2, textul de unde am pornit noi studiul nostru. Un al doilea sens al termenului părtășie este acela de legătură frățească, cum e tradus de Cornilescu acolo. Și asta înseamnă relație directă, relaționare între frați. Adică nu suntem doar niște oameni care au un set de valori sau un set de doctrine comun, ci suntem niște oameni care au fost aduși într-o relație, într-un anumit tip de relație, o relație de legământ cu Domnul nostru și unii cu alții. De asta vorbim despre comunitate de legământ. Lucrurile astea sunt importante ca să înțelegem că Domnul Dumnezeu așteaptă de la noi un anumit tip de relaționare. Nu ne cheamă nici să fim singuri, nici să fim, pe cont propriu, să nu ne pese de ceilalți, ci ne plasează într-un trup, ne plasează într-un corp în care, până la urmă, vrem, nu vrem, interacționăm și relaționăm cu oameni, unii mai asemenea nouă, alții mai diferiți, dar învățăm să ne raportăm în mod corect, având cu toții același numitor comun și același scop comun. Și al treilea sens al cuvântului părtășie, fără de care nu cred că ar avea dimensiunea aceasta pe care o are Noul Testament, este noțiunea de dărnicie sau de întrajutorare. Termenul este folosit de Apostolul Pavel și ne-am uitat în 2 Corinteni, capitolul 8, apoi capitolul 9, să vedem despre dărnicia la care el se referă. Și anume, este o participare. Este o participare la o nevoie comună. Pentru că într-o relație de legământ, când tu te relaționezi la ceilalți din comunitatea de legământ, într-o astfel de relație spui, viața ta este și viața mea. Succesul tău este și succesul meu. Bucuria ta este bucuria mea. Dar și nevoia ta devine nevoia mea. Mi-o însușesc. Și nu pot să fiu, la fel cum nu pot să fiu indiferent la foamea mea, trebuie să mănânc ceva când mi-e foame, tot așa nu pot să fiu indiferent la nevoia ta. La foamea ta sau la lipsa ta de îmbrăcăminte sau la nevoile prin care tu treci. Da? Mi le însușesc. De asemenea, îmi însușesc, eu intru în părtășie cu cei pe care îi ajut și am observat noi în detaliu lucrurile astea, oameni pe care până la urmă corintenii și cei din Macedonia, adunările din Filipii, Tesalonic și Berea, nu-i cunoșteau personal. Știau despre ei și despre nevoia aceea prin Pavel și prin cei care erau împreună cu el. Dar participarea aceasta sau părtășia aceasta la strângerea de ajutoare i-a adus să fie una, i-a adus mai aproape de ei. Și spune apostolul, rezultatul la nivelul ăsta al părtășii este că ei ajung să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru voi și să vă iubească mai mult. Da? Asta este rezultatul normal al dărniciei și asta este rolul ei în părtășia dintre
noi. Nu ca unii să fie împovărați și alții să fie ușurați, nu ca unii să fie tunși la fel ca oile și alții să aibă de toate. Nu despre asta este vorba. Și de fapt Apostolul Pavel încearcă să le dea, nu doar corintenilor, dar cu atât mai mult corintenilor, niște exemple. Și atunci, pe parcursul studiului nostru, am ajuns la refuzul lui Pavel de a primi sau accepta dărnicia unora. În speță a celor pe care îi slujea cu Evanghelia. Am văzut că a făcut lucrul ăsta și în Tesalonic, pentru că le spune tesalonicenilor că atâta vreme cât a fost cu ei, n-a primit o plată de la ei, ci a muncit zi și noapte, a trudit zi și noapte și a făcut lucrul ăsta ca să nu fie o povară, ca să le dea un exemplu, pentru că credinciosul trebuie să fie harnic și trebuie să fie îndemânat și trebuie să caute să-și acopere propriile nevoi și la rândul lui să ajute pe alții, nu să stea pe spatele altora, adică să ducă o viață parazitară. Și în același timp ca cuvântul lui Dumnezeu să nu fie vorbit de rău. Spune în 1 Tesaloniceni capitolul 1 și în 2 Tesaloniceni capitolul 3. Dar când vorbim despre a accepta sau a nu accepta o plată sau dărnicia cuiva, nu putem să nu ne amintim de Corinteni. Pentru că Pavel dedică foarte mult spațiu din ambele epistole tocmai discuții este. 1 Corinteni capitolul 9, ne-am uitat deja în pasajul respectiv și acolo vorbim despre ce? Dreptul sau autoritatea, exusia slujitorului de a fi susținut de aceea pe care îi slujește. Ăla este un principiu, ăla este regula. Pavel face o excepție de la regulă, spune că el nu s-a folosit de dreptul acesta. Am spus noi, nu vorbește Pavel despre dreptul adunării de a nu-și susține slujitorii, da? Ci despre dreptul slujitorului de a fi susținut de adunare. Însă, Pavel nu folosește dreptul acesta. Și ne-am întrebat de ce nu o face, în special la Corinteni. Da, este adevărat că nici pentru ei n-a vrut să fie o povară, n-a vrut să le fie sarcină. Am citit 2 Corinteni 11 și 12 data trecută. A vrut ca să le dea un exemplu, am spus data trecută, adunării, așa cum a vrut să dea un exemplu și adunării din Tesalonic, a vrut să dea un exemplu slujitorilor, că fiecare trebuie să fie în stare să muncească, ca să nu considere evlavia o sursă de câștig, cum spune în Timotei, a vrut să dea niște instrumente de verificare pentru adunare și pentru slujitori, a ceea ce este slujitor autentic și ceea ce este slujitor fals, care umplă numai după bani. Dar, spre deosebire de celelalte adunări, am văzut noi data trecută, de la care a primit ajutor după ce ele au fost organizate. N-au primit ajutor când îi slujea cu Evanghelia, tocmai ca să nu creadă că există acolo un schimb. El face lucrul ăsta pentru bani. Dacă predică Evanghelia Harului, care este un mesaj al unei iubiri necondiționate, fără plată, o predică pentru o plată. Că e o neconcordanță acolo, o asociere greșită în mintea oamenilor. Însă, după ce oamenii erau mântuiți, erau organizați ca adunări, el a primit susținere, Pavel a primit susținere financiară de la adunările respective. Mai puțin de la Corint. De la Corinteni n-a vrut să primească nici după ce au fost organizați ca adunare. Și am spus de ce. Am întrebat. Pentru că, evident, era ceva mai mult acolo. Și asupra lucrurilor ăstuia vreau ca să ne oprim astăzi, ca să fie studiu cât de cât complet. Sau să intrăm și în detaliul acesta. Dar, pentru că răspunsul îl găsim tot în 2 Corinteni, capitolul 11 și 12, vreau să citim de data asta capitolul 11, pentru că avem doar câteva versete în 12. Ode ați putea suferi puțin tică nebunie din partea mea. Ei, haide, suferiți-mă! Ca paranteză, din start simțim un ton sarcastic al lui Pavel. Da. Căci sunt gelos de voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca, după cum șarpele a măgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit,
Sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, oh, cum îl îngăduiți de bine! Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai prejos de apostolii aceștia nespus de aleși. Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu sunt însă și în cunoștință. Și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate privințele. Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Am despuiat alte biserici primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiesc cu ceva. Pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu va răpi această pricină de laudă în ținuturile Ahaiei. Pentru ce? Pentru că nu vă iubesc, știe Dumnezeu. Dar lucrez și voi lucra astfel pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej ca să poată fi găsiți deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostolii lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Iar își spun, să nu mă creadă nimeni nebun, sau alminteri, suferiți-vă măcar ca nebun, ca să mă laud și eu puțin tel. Ce spun în această îndrăzneală ca să mă laud, nu spun după Domnul, ci ca și cum aș spune din nebunie. De vreme ce mulți se laudă după firea pământească, mă voi lăuda și eu. Doar voi suferiți cu plăcere pe nebuni, voi care sunteți înțelepți. Dacă vă robește cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiți. Spre rușinea mea o spun că am fost slabi. Totuși, oricine poate să pune înainte orice poate să pune înainte cineva, vorbesc în nebunie, pot pune și eu înainte. Sunt ei evrei? Și eu sunt. Sunt ei izraeliți? Și eu sunt. Sunt ei sămânța lui Avram? Și eu sunt. Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult. În osteneli și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă, dar am fost dat pe jos pe o fereastră într-o coșniță prin zid și am scăpat din mâinile lor. Amin. Continuă și în capitolul 12, apostolul, această nebunie, cum spune el, a lui de a se lăuda singur, cu lauda în ghilimele, cu privire la descoperirile pe care le-a avut. Pentru că atunci când spune, cunosc un om care a fost răpit până în al treilea cer, omul acela era el și cum spune mai jos că ca să nu mă îngânf mi-a fost dat un țepuș în carne. Un motiv important pentru care Apostolul Pavel a refuzat să primească vreun ajutor material din partea corintenilor, așa cum am citit în textul nostru, am despuiat alte adunări, am primit plată de la ele, este ideea
cuceritorului care ia pradă de război, da? Tot ce găsește. Asta înseamnă efortul mare pe care l-au făcut celelalte adunări ca să susțină pe Pavel. Ca să nu vă fiu vouă sarcină, m-am smerit pe mine însumi ca să vă vestesc fără plată Evanghelia lui Dumnezeu. Deci, în textele pe care noi le-am citit data trecută și acum, vedem aceleași lucruri ca în Tesaloniceni. N-a vrut să fie sarcină, a vrut să fie exemplu pentru frați, pentru slujitori, să se dea exemplu pe el însuși turmei. A vrut în același timp să transmită un semnal de alarmă în ce privește relația dintre el și ei, relație pe care ei o periclitaseră. Pentru că dărnicia are legătură cu părtășia. Și am văzut noi data trecută că un slujitor adevărat nu primește bani în stânga și în dreapta, oricum, numai de dragul banilor. Slavă Domnului că se umple buzunarele. Da? Există o comunicare și există o relație acolo, când vine vorba de ajutorul financiar. Pavel semnalează că există o problemă în Corint. O problemă de relaționare. Felul în care ei îl percepeau pe el. Da? Și vrea să tragă semnalul acesta de alarmă în privința lor, pentru că problema asta a fost cauzată de apostolii mincinoși care erau între ei. Vedem că adunarea a acceptat influența acestor apostoli mincinoși, apostoli falși, învățători mincinoși, care încercau să semene îndoială în mintea corintenilor cu privire la bunele intenții al lui Pavel, cu privire la caracterul lui, cu privire la apostolia lui și la slujba lui. Nu doar caracterul sau persoana lui Pavel era pusă sub semnul de el, dar și mesajul lui, predica lui, ceea ce era cu atât mai grav. Și de asta Pavel este gelos pentru ei și spune, sunteți în pericol, ca după cum șarpele a amăgit-o pe Eva, tot așa și voi să fiți amăgiți de slujitorii acelui șarpe, da? De la curăția și credincioșia față de Iisus Hristos. Pentru că ceea ce spune el este, sunteți în pericol de apostazie. Dacă nu vă întoarceți până nu-i prea târziu, Corintul ar fi urmat să fie prima adunare apostată din istorie, prima de care toate adunările s-ar fi delimitat. De asta Pavel folosește și limbajul ăsta, de asta și pasiunea cu care scrie, pentru ca să caute să îi salveze de pe cursul ăsta autodestructiv de unde au plecat. E sub demnitatea slujbei apostolice și sub demnitatea oricărei slujbe așezate de Dumnezeu în adunare. Este sub demnitatea unui slujitor autentic să se etaleze pe sine în fața adunărilor, să se laude cu cine este el, cu ce a făcut, cu ce experiențe are, cu ce studii are, cu ce cunoștințe și așa mai departe. De asta Pavel se prezintă pe el acum, spune, vorbesc ca un nebun. Da? A mă lăuda cu ceea ce sunt, pentru că oricum ceea ce sunt Dumnezeu m-a făcut, dar a mă lăuda și a mă prezenta în felul ăsta este o nebunie. De fapt, este și un limbaj sarcastic la adresa apostolilor falși, că ei asta făceau. Se lăudau cu firea pământească, în firea pământească. Da? Se etalau în fața adunării că cine sunt ei. Și atunci Pavel le dă și peste nas lor. Uitați-vă bine, da? Un slujitor adevărat nu trebuie să facă lucrul ăsta și sub demnitatea lui să facă. E o nebunie să faci lucrul ăsta. În 11, 16 și 17 spune să nu mă creadă nimeni nebun. Sau albinteri, suferiți-mă măcar ca nebun ca să mă laud și eu puțin tel. N-are un slujitor adevărat cu ce să se laude. Nu, dacă își bate singur toba, nu asta îl validează înaintea adunării și nu asta îl validează ca slujitor al lui Hristos. Da. Însă, mi se pare interesant că un slujitor fals exact asta face. Da. Versetul 18. De vreme ce mulți se laudă după firea pământească, mă voi lăuda și eu. Cine se tace și mulți? Slujitorii aia falși pe care îi acceptaseră și îi apreciau corintenii. Da. Din arsenalul unui slujitor fals fac parte întotdeauna lăudăroșia, superioritatea, calomnierea, adică vorbirea de rău a altor slujitori sau a slujitorilor autentici, subminarea încrederii fraților în slujitorii care i-au slujit
cu dedicare și cu dezinteres. Din arsenalul lor face parte manipularea oamenilor, întoarcerea lor unii împotriva altora, dar și crearea de partide, cum am văzut că s-a întâmplat exact în Corint. Ne uităm să vedem. Acum, uitându-ne prin lentilele astea, ne dăm seama că influența slujitorilor falși a făcut Corintul să ajungă în starea aceea tristă în care erau atunci. Mi se pare interesant cât interesantă setea asta oamenilor pe care o vedem și astăzi. Nu s-au schimbat oamenii de 2000 de ani încoace după mărturii. Să audă pe unul să le povestească ce a făcut Dumnezeu în el. Ce minuni, ce mântuire, ce cum l-a schimbat. Și sunt oameni care trăiesc, bine mersi, numai că merg din loc în loc și spun mărturia. Asta este arsenalul, parte din arsenalul unui slujitor fals. Chiar și dacă este omul mântuit cu adevărat, îl distrugi atunci când tu îl plimbi ca ursul, din biserică în biserică să-și spună mărturia. Nu așa ceva face un slujitor. Dacă ne uităm în 1 Corinteni 11 cu 5, spune: dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai prejos de apostolii aceștia nespus de aleși. În versetul 18 spune: de vreme ce mulți se laudă după firea pământească, mă voi lăuda și eu. Și acum versetul 20, deci vedem că se laudă apostolii ăștia nespus de aleși, Pavel alege în mod deliberat ca să se expună pe el, să fie comparat. Da? Adunarea să compare. Uită-te cum sunt eu, uitați-vă cum sunt eu, uitați-vă cum sunt ei. Faceți comparația asta, chiar dacă e o nebunie pentru mine ca să mă expun în felul ăsta, da? Să mă laud în felul ăsta. Dar versetul 20 este unul foarte interesant, spune: dacă vă robește cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, o să explic imediat detaliile astea, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiți. Pavel nu încurajează, suferiți lucrurile astea. Deci, voi suferiți, da? Cum le spune mai sus, dar voi suferiți cu plăcere pe nebuni, voi care sunteți înțelepți. Da? Nu e normal să suferi toate lucrurile astea. Da? Dar pentru că voi vă lăudați că le suferiți și vă place să fiți tratați așa, păi atunci lăsați-mă și pe mine să mă laud cum se laudă ei. Deci, un slujitor adevărat, important să știm că nu se validează pe el în fața oamenilor în felul acesta. Nici nu are nevoie și nici nu găsește plăcere să aibă un cor de lăudători. Da? Să fie privit și apreciat ca fiind nespus de ales sau apostol minunat, cum îi spune Pavel. Le spune sarcastic, citând, de fapt, din cum îi tratau ei pe acei oameni. Cuvântul pe care slujitorul îl predică, caracterul pe care el îl arată, faptele sau trăirea lui reprezintă cartea lui de vizită în fața fraților săi. Asta le arată lor că este autentic. Duhul este cel care creează o legătură între adunare și slujitor și îi asigură că, de fapt, el este cel care a pus deoparte. Duhul e cel care a pus deoparte și a acordat chemarea acelui slujitor. Nu trebuie el să vină cu alai și să-și bată toba singur pentru cine este și ce face sau ce a făcut. Într-o situație însă, ca și cea din Corint, din cauza imaturității spirituale ale multora și din cauza păcatului care era la ei și a partidelor care deja existau și a influenței slujitorilor falși, Pavel se coboară pe sine și important să înțelegem că el se coboară pe sine la nivelul slujitorilor falși ca să fie comparat de comparat cu ei. De ce? Tocmai ca să le ofere corintenilor busola aceea, da? Balanța. Ca să-i ajute să vadă ceea ce ei ar fi trebuit să vadă fără ca el să se laude. Pentru că ăsta este un reproș pe care el îl spune în 12 cu 11, când termină pledoaria asta. Am ajuns nebun, voi m-ați silit, dar voi trebuia să mă lăudați.
Voi trebuia să puneți singur în balanță ceea ce cunoșteați despre mine. Nu trebuia eu să vin cu lucrurile astea pe care și voi și eu le știu. Da? Voi trebuia să faceți asta. Dar voi ați fost orbiți de apostoli ăștia nespus de aleși și n-ați reușit voi să faceți asta. Și de aia ca să-i aducă înapoi la o minte sănătoasă, la o judecată obiectivă, Pavel alege să facă lucrurile astea. Însă el consideră lauda de sine o nebunie, da? Arătând spre apostolii falși din mijlocul lor care asta făceau. Și furnizându-le lauda asta în ghilimele, el le arată și le spune orice ar putea ei să pună înainte. Pot și eu. Da? Hai să vedem dacă sunt mai prejos cu ceva de apostolii ăștia pe care voi îi primiți atât de bine, suferiți atât de multe din partea lor, îi apreciați atât de mult și mă lepădați pe mine și slujirea și apostolia mea pentru ei. Ce spune Pavel în 21? Totuși, orice poate să pună cineva înainte, vorbesc în nebunie, pot pune și eu înainte. Hai să vedem. Imaginați-vă. Ori ne imaginăm că se scoate ceva la înaintare, ori se pune pe masă. Hai să luăm exemplu cu masa, da? Ce pot ei să pună pe masă? Pot să pun și eu pe masă, spune Pavel. Hai să ne comparăm. Dacă e să ne comparăm, hai să ne comparăm obiectiv. Da? Sunt ei evrei? Și eu sunt. Sunt ei sămânța lui Avram? Și eu sunt. Am o slujire către neamuri, dar sunt evreu. Da? Și ei sunt evrei. Asta face o aluzie la... este o aluzie la, nu doar la originea lor, dar și la învățătura lor, care cumva îi trăgea înapoi spre iudaism. Sunt ei, spune, slujitori ai lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult, spune apostolul. Sunt eu mai prejos în cunoștință? Zice, oi fi un mai necioplit în vorbire. Deși știm că Pavel nu era din scrierile lui. El a inventat cuvinte în limba greacă, cuvinte pe care nu existau înainte și nu se găsesc în nicio scriere. De fapt, termenul de koinonia, sensul acesta de dărnicie, Pavel îl inventează. Nu se găsește în greaca clasică. Primele două doar se găsesc. Deci știm pe Pavel și ca un lingvist, și ca un orator bun. Cu toate astea, ei își băteau joc de el și spuneau că este un necioplit în vorbire. Și Pavel lasă așa, da? Oi fi un necioplit în vorbire, dar voi știți bine că în cunoștință nu sunt. Da? Și v-am arătat lucrul acesta, spune în versetele 5 și 6, în tot felul și în toate privințele cât am fost la voi. Da? În ce privește originea mea, sunt evrei și eu sunt. Sunt ei sămânța lui Avram și eu sunt. Nu sunt cu nimic mai prejos. Pot ei să pun asta pe masă? Și eu pot să pun pe masă lucrul ăsta. Da? Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Adică erau recunoscuți, evident, da? De ca slujitori și eu sunt. Da? Mai târziu, în capitolul 12, vorbește de apostolia lui. Da? Zice, n-am fost, în versetul 11, mai prejos de acești apostoli așa de minunați, cu nimic. Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Voi ați văzut cu ochii voștri semnele apostoliei mele. E lucrarea mea mai prejos decât a lor? Nu. Pot ei să aducă ceva pe masă, ceea ce eu nu pot să aduc? Nu. Însă, haideți să vedem dacă tot e să ne compară. Zice, vorbesc ca un nebun, ca un ieșit din minți. Eu pot să aduc mai mult. Da? Pot să aduc și ceea ce ei nu pot să aducă. Sunt slujitor al lui Hristos, spune în 22. Sunt ei slujitor al lui Hristos, vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult. În osteneli, și mai mult. Ce înseamnă asta? Am lucrat mai mult decât ei. Am lucrat. M-am sacrificat mai mult decât ei. M-am sacrificat. Am fost mai mult în pericol decât ei. Da. Am fost mai persecutat decât ei. Da. De asta urmează lista aia cu loviturile, cu persecuțiile, cu pericolele, cu lipsurile pe care le dă. Capitolul 12 începe cu descoperirile. Mă voi lăuda cu descoperirile. Domnului, spune în versetul 1, cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer și știu că omul acesta a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Și el era omul acesta. E, pot ei să pună pe masă așa ceva? Nu pot. Da.
Deci Pavel își apără față de ei slujirea și persoana până la urmă, arătând că evaluarea lor a lui este greșită, este subiectivă. Lucrul ăsta este important. Când vorbește de descoperiri, e interesant că Pavel nu spune nimic de descoperirile astea. Singurul care relatează descoperirile pe care Hristos i le-a dat este un alt apostol. Cine? Ioan. De fapt, termenul de apocalipsă înseamnă descoperire. Descoperirea lui Iisus Hristos, apocalipsa lui Iisus Hristos. Însă, interesant că Domnul Iisus, Ioan era în viață atunci, a primit Ioan vreo descoperire mai mare decât Pavel? Câtă vreme Pavel a fost în viață? Nu. Descoperirea, apocalipsa, vedenile pe care Ioan le-a primit a fost după ce a murit Pavel. De ce? Putea Domnul foarte bine să facă apocalipsa prima carte a Noului Testament, dar n-a făcut-o. De ce? Da? Pentru că Pavel trebuia să fie unic în timpul vieții lui. Era o autentificare a apostolului lui, a faptul că a fost trimis de Domnul Iisus însuși. Rezultatul comparației între Pavel și apostolii ăștia nespus de minunați sau de aleși este evident. Nu doar că Pavel este egalul lor, dar este mult, mult superior lor. Dacă tot ar fi să se compare. Și atunci, în mod normal, cineva care ar avea o gândire obiectivă, ce ar spune? Băi, dacă îl avem pe Pavel, care este mult superior ăstora, și îi avem pe ăștia, de cine asculți? Da? De cine e normal să asculți? Însă, asta ne aduce la un punct, la punctul de plecare al comparației. De ce Pavel a ales să facă comparația asta? E important. Pentru că el vine pe masă cu ceva ce ei nu pot și nici n-ar vrea să aducă vreodată. Slujirea fără plată. Da? Slujirea fără plată. Hai să ne întoarcem la începutul pasajului pe care noi l-am citit. Spune el, explicându-le de ce nu a vrut să le ia, să-i primească plată de la ei câtă vreme a fost între ei, dar nu a acceptat să primească plată de la ei nici după. Dar lucrez, versetul 12, și voi lucra astfel pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej ca să poată fi găsiți deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. Deci Pavel ne dă răspunsul clar. El comunică clar motivul pentru care nu a primit de la corinteni niciun fel de sprijin financiar, chiar dacă se afla în nevoie. De ce? Pentru că nu vrea cu niciun chip ca slujitorii aia falși, care nu erau în afara adunării, nu le interesa pe Pavel dacă erau în afara adunării, da? Dar care erau primiți, erau acceptați ca slujitori și influența lor, da, era bine primită în Corint, ca ei să nu poată niciodată să spună suntem ca Pavel. Există un domeniu pe care ei nu pot să îl imit. Tot așa cum vrăjitorii lui Faraon au putut până într-un timp să imite lucrarea lui Moise și după aia n-au mai putut. Da? Nu că e ceva miraculos în partea asta financiară pe care o discutăm noi, dar e vorba de motivație. De ce face cineva o anumită lucrare? Slujitorii ăștia falși niciodată n-au făcut și n-ar fi fost dispuși să facă vreodată ceea ce a făcut Pavel. Să îi slujească fără plată, să se smerească, să îi privească ca niște copii pe care trebuie să-i crească și să-i ajute ei, da? Din dragoste necondiționată. Da? La fel ca Pavel. Fără să se aștepte la un câștig sau la o recunoaștere materială. Din contră, atitudinea lor era exact opusă. Și acum am întors la versetul 20. Dacă vă robește cineva, din nou, voi suferiți. Și Pavel le bate obrazul că îngăduia un astfel de tratament. Ce înseamnă dacă vă înrobește cineva? Da? Dacă vă face sclav, dacă se înstăpânește peste voi și peste ce este al vostru. Ei nu se priveau pe ei înșiși ca fiind servi sau sclavii adunării. Spuneau, noi suntem slujitorii lui Hristos, da, de unde? Da. Ei priveau adunarea ca fiind slujitorii lor. Da? E o mare diferență.
Pavel se privea pe sine ca fiind slujitorul lor, ca fiind părintele lor, da, care se sacrifică pentru ei. Ei, în schimb, îi priveau pe acei oameni ca fiind materie primă, sursă de venit, manpower, nu? Ca să să se folosească de ei, zice, îi înrobeau. Ideea de sclavie aici este aceea de cuceritor care se înstăpânește peste proprietatea ta și care te ia pe tine, îți reduce ție libertățile și tu ajungi să lucrezi pe proprietatea ta pentru stăpân. Exact ăsta e terenul de aici. Vă dați seama de ce Pavel spune, voi suferiți. Nu-i încurajează și nu-i laudă că fac ei lucrul ăsta. Da? A doua expresie, foarte interesantă. Dacă vă mănâncă cineva, voi suferiți. Ideea de mâncat aici e una foarte interesantă. În limba greacă este dacă vă devorează cineva, dacă vă înghite cu totul. Ideea este aceea a unui animal de pradă care, înfometat, mănâncă toată prada, nu mai lasă nimic în urmă, da? Niciodată nu spune destul, dar scoate în evidență a înghiți în bucăți mari cu poftă. Deci a fi pofticios, a fi lacom. Da? Și niciodată nu te saturi. Oricât primești, niciodată nu spui destul. Da? Tot timpul vrei mai mult, indiferent că nu mai rămâne în urma ta nimic. Ăsta este instrumentul unui slujitor fals, spune Pavel. Vă devorează cineva. Și voi suferiți. Voi acceptați lucrul ăsta. Îi mustră, că aici e o mustrare al lui Pavel față de Corinteni. A treia expresie. Dacă pune cineva mâna pe voi. Iarăși o expresie interesantă. Ideea de aici este dacă vă capturează, vă prinde cineva. La fel, e ideea de vânătoare. Da? Și atunci, prins vânatul, prin șiretlic, îl prins prin tactic, îl prins punând capcane înaintea lui. Da? Dacă vă capturează cineva, voi acceptați lucrul ăsta. Nu? Bravo vouă! Următoarea expresie. Dacă vă privește cineva de sus, nu mai trebuie explicată expresia, asta este evident. Dacă, în loc să vă se considere slujitorul vostru, vă privește ca stăpânul vostru, voi suferi lucrul ăsta. Da. Dacă vă bate cineva peste obraz, încheie Pavel. Ideea de, și din nou, e traducere literală. Dacă vă trage cineva o palmă peste față, voi suferiți. Aici nu e vorba despre dacă îți dă cineva o palmă, întoarce și celălalt obraz. Este vorba de un tratament abuziv, necioplit, agresiv și pur și simplu neobrăzat. Vorbim de obraze de față. Insolent. Da? A cuiva. Care arată o totală lipsă de respect și de considerație față de ceilalți. Da? Și voi suferiți? Spune apostolul. Da? Toate tratamentele astea sunt parte din arsenalul unui slujitor fals. Care-i reacția corintenilor față de toate abuzurile astea? Deci voi suferiți și voi suferiți cu plăcere, spune în versetul anterior. Da. De ce se comportau în felul acesta slujitorii falși? Da. Păi, prin tratamentul ăsta abuziv, ei obțineau frică, recunoaștere, într-un fel, autoritate sau putere, da? Pentru că se dădeau cineva, nu ai voie să te atingi, eu știu, de apostolul nespus de ales, de unsul Domnului. Da? Și în felul ăsta îi făceau ca să accepte să fie devorați, să accepte să fie făcuți sclavi, ca să accepte să le se mănânce proprietățile și darurile și să trăiască oamenii ăștia de pe spatele lor. Slujitorii ăștia falși, nici prin cap slujitorul nu le trecea să accepte să rămână acolo, să slujească fără plată, ca Pavel. Nici prin cap nu le-ar fi trecut așa ceva. Și Pavel se oferă pe sine ca și contraexemplu. Okay? Voi acceptați lucrurile astea. Cum am purtat eu? Amintiți-vă cum am purtat eu între voi, spune Pavel. Da. Comportamentul ăsta, voi considerați că este normal, că v-ați obișnuit cu el sau că vi se pare că faceți nu știu ce gest? Da? Nu. Nu este normal, spune apostolul.
În 11 cu 21, bineînțeles că le spune lucrul ăsta sarcastic. Spune, spre rușinea mea o spun că am fost slabi. Păi ei au fost tari. Că vă bat peste obraz, că vă jefuiesc, că vă devorează, că pun mâna pe voi, că vă înrobesc. Da? Dacă asta e valoarea și asta e normalitatea, păi noi am fost slabi. Zice, să ne fie rușine că n-am profitat și noi de voi, cum profită ei și voi îi apreciați și pe noi ne vorbiți de rău. Asta e tonul lui Pavel de aici. Am fost slab față de voi, spre rușinea mea. V-am făcut vreo nedreptate? A, nedreptatea nu e că ei vă robesc și vă devorează. Nedreptatea este că noi... Uite ce mare nedreptate v-am făcut, spune în versetul 12. În capitolul 12. În adevăr, în ce ați fost voi puși mai prejos decât celelalte biserici, în versetul 13? Afară doar că numai eu singur nu v-am fost o sarcină. O, iertați-mi nedreptatea asta. Atât de dereglat era busola lor, încât era ok să fie abuzați de slujitorii falși. Da? Și Pavel vine cu contraexemplu. Uite ce mare nedreptate v-am făcut eu. Slujitorii falși nu puteau să pună înainte, la fel ca Pavel, slujirea fără plată, devotamentul din dragoste pentru cei pe care îi slujeau. Însă, credeți că s-au dat bătuți în punctul ăsta? Dar recunoaștem că Pavel a făcut ceva pentru voi, ceea ce noi nu am făcut și nici nu am face. Da. Să nu primim o plată. Da, nu, nu s-au dat bătuți. Știți ce fac ei în continuare? Haideți să ne uităm în 16. Asta e răspunsul lor anticipat de Pavel. Fie și așa, în 12 cu 16. Nu v-am fost sarcină deloc, dar, zic ei, ca un om isteț ce sunt, v-am prins prin șiretlic. Ce încearcă ei să facă este să îl discrediteze pe Pavel, știind că ei nu au fost în stare și nici n-ar fi dispus să îi slujească la fel ca Pavel, fără plată. Da? Și atunci încearcă să îl discrediteze spunând că, Pavel tot a obținut bani de la voi, chiar dacă nu a luat bani direct. Păi nu a spus el să strângeți ajutoare pentru sfinții care sunt nu știu pe unde? De unde știți voi cum se cheltuiesc ajutoarele alea? Despre asta e vorba. Deci, Pavel, dacă vă uitați în context și ne uităm la tot șirul discuției, este evident că ei fac trimitere la strângerea de ajutoare pe care le-a propus-o Pavel pentru sfinții din Ierusalim. Și atunci, ei ce fac? Și vin spun, de acolo trage Pavel, de acolo vă mulge Pavel pe voi. Pentru că, și de unde știm lucrul ăsta? Păi știm pentru că Pavel face referire exact la strângerea de ajutoare când dă răspunsul. Dar am tras eu oare vreun folos de la voi prin vreunul din aceea pe care i-am trimis la voi? Am rugat pe Tit să vină și să vă vadă și împreună cu el am trimis și pe fratele. La cine? La ce se referă? Păi nu spune în capitolul 8 că îl trimite pe Tit și pe fratele a cărui reputație este cunoscută în toate adunările și să strâng ajutoarele să fie gata până când vin ei? La asta se referă, la strângerea de ajutoare. Și atunci și retlicul pe care acesta, ei, apostolii falși spun că Pavel l-a făcut, este tocmai asta. Nu ia bani direct, dar lasă că ia el bani indirect de la voi. Odată ce ați strâns banii și i-ați dat, cine știe cum să cheltuie sau câți bani ajung acolo unde spune Pavel. Da? Asta este încercarea de discreditare a lui Pavel. Da? Ce încearcă ei să facă este să demonstreze sau să-i convingă, mai bine spus, pe corinteni că și ei sunt, și Pavel e la fel ca ei. Adică e normal tratamentul pe care ei îl administrează corintenilor, pentru că și Pavel direct sau indirect, ok, nu direct, dar indirect și el obține venituri de la ei, chiar dacă el nu recunoaște lucrul ăsta. Uitându-ne acum înapoi din punctul ăsta, și uitându-ne la influența slujitorilor falși în adunarea din Corint, nu este exclus ca întârzierea lor de peste un an în strângerea ajutorului să se datoreze tocmai influenței slujitorilor falși și a neîncrederii create în jurul afirmațiilor lor. Ce instrumente folosește Pavel în punctul ăsta pentru a-i demasca, pentru a expune pe acești slujitori falși și minciunile lor? Se coboară Pavel și mai jos
și își ia mănușile de box și intră în ring cu ei, vedem că nu. Da. Ci pur și simplu îi cheamă la lumină. În momentul ăsta îi ignoră. Da? Și spune, se adresează corintenilor care ar trebui să judece. Da? Hai să raționăm. Hai să judecăm. Ce spun dovezile? Da? Lăsând la o parte cuvintele și calomniile și... Da? Să judecăm după dovezi. Am luat eu vreodată ceva de la voi? Răspunsul este nu. V-am dat vreodată vreun indiciu obiectiv că aș vrea bunurile voastre? Nu, spune el. Da? V-am fost sarcină vreodată cu ceva? Versetul 16, nu. Am tras eu oare vreun folos de la voi, indirect, prin aceea pe care i-am trimis? Nu. Am dat vreodată vreun indiciu că ceea ce fac, fac pentru bani? Adică dacă n-aș primi bani, n-aș mai face slujba asta? Nu. Da. Tit și fratele care au venit cu el, da, din Macedonia, au luat ceva de la voi pentru nevoile lor sau pentru nevoile mele? Nu. Da. Au procedat exact cum am procedat eu până acum. Asta înseamnă, n-am fost noi călăuziți de același duh, când întreabă, și n-am călcat noi pe aceleași urme? Adică nu s-au comportat ei exact ca mine și nu ne-am comportat noi sub călăuzirea Duhului? Să nu primim de la voi în situația asta? Am lucrat noi nascuns sau cu oameni dubioși? Vedeți că ăsta este un alt atac mascat pe care Pavel îl anticipează chiar mai devreme. Și ca să-l înțelegem, vreau să deschidem la 2 Corinteni, capitolul 8. Vorbim despre Tit în 16 și inima lui care e plină de râvnă pentru ei. Zice în 17 că cel a primit îndemnul nostru, bancă, stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bunăvoie spre voi. Am trimis cu el și pe fratele, a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate bisericile. Și este important ce face Pavel aici, pentru că efortul ăsta de strângere de ajutoare era considerabil, era o sumă mare. Era o sumă la care participaseră, intraseră în părtășie nu doar o adunare, ci erau mai multe adunări de pe o zonă mai mare. Și Pavel se asigură că nu există un singur om care să fie, să cunoască detaliile sau să administreze fondurile astea, ci totul este transparent și folosește oameni care, în care adunările au încredere. De fapt, nu el a ales. Da? Tu și tu, voi vă ocupați de fonduri. Pentru că fratele acesta, și nu numai el, dar și ceilalți, sunt numiți apostolii sau trimișii bisericilor, ai adunării. Spune la final, cred că în 20 și, cred că 23, da. Astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, fie având în vedere pe frații voștri care sunt trimiși bisericilor și fala lui Hristos. Da? Acolo e apostolul Eclesiei. A trimiși adunările înseamnă că adunările i-au votat pe acei oameni ca să fie reprezentanții lor în strângerea de ajutoare și în ajungerea celor ajutoare la destinații, ca totul să fie făcut transparent. Erau oameni cu o bună mărturie, fala adunărilor, fala lui Hristos, da? O mărturie impecabilă. Pavel s-a asigurat, da? Că orice calomnie poate să fie tratată ușor. Nu poți să astupi gura celui care vrea să te calomnieze, dar poți imediat să-l demași dacă tu ai lucrat cu înțelepciune de la început. Asta este un prim lucru. Pavel astupă gura slujitorilor falși. Spune mai departe. Mai mult, el a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi, vorbește de fratele acesta, în această lucrare de binefacere pe care o săvârșim spre slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoința noastră. În chipul acesta, spune Pavel, vrem ca nimeni, în ce chip, în felul acesta, să avem frați cu noi aleși de adunări, care să ne însoțească în tot locul, care să participe la strângerea de ajutoare. Vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare. Nu spune Pavel că abia s-au strâns acolo niște bănuți sau să nu spună cât s-au strâns. Nu. Ok, e o sumă foarte mare, un belșug de ajutoare.
Da? Și nu vrem ca cineva să ne defaime de suma asta pe care o administrăm, de care ne îngrijim. Căci, spune el, căutăm să lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Adică înaintea adunărilor, că nu se referea la Cezar sau la păgâni sau la mari preoți sau așa mai departe. Da. Deci, el se asigură că lucrează în mod deschis și transparent înaintea adunărilor, există acces la informație, există acces la toate fondurile, oricine vrea să verifice, poate, există, este înconjurat de oameni de încredere pe care nu el și alege, ci adunările îi aleg ca să administreze fondurile acestea. În așa fel încât oricine ar veni să îi denigreze, să îi defaime, să rămână dat de rușine imediat. Deci Pavel anticipează criticile și le previne în felul acesta. Da. Cred că modelul acesta trebuie să fie aplicat în adunări, în continuare. Pentru că atât greșeli, da, cât și intenții greșite pot să existe, da, în privința asta. Dacă o caracteristică esențială a slujitorilor autentici este onestitatea, transparența, lipsa lăcomiei, să nu fie dornici de câștig murdar, cum spune Pavel în mai multe locuri, pare că o trăsătură constant găsită a slujitorilor falși este lăcomia, este dorința de câștig murdar. O găsim în Tit 1 cu 11, unde spune că sunt unii care vor să se îmbogățească de pe urma credincioșilor, să trăiască pe spatele lor, învățând pentru un câștig murdar, spunem, sau urât, rușinos. În 1 Timotei 6 cu 5, acum nu mai avem timp să trecem la toate pasajele astea, în 2 Petru 2 cu 3 și după aia în versetul 15, în Iuda 11 cu 12, sunt prezentați ca niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, care se înfructă fără rușine. Din nou, ideea aia de a înghiți, a fi pofticios, a fi lacom, a tot strânge și a aduna. Nu doar Pavel vorbește despre trăsătura asta, dar îl vedem pe Petru, îl vedem pe Iuda la fel. Deci pare că este o trăsătură comună a slujitorilor falși, dorința de câștig, lăcomia, da? Spre detrimentul turmei pe care ar trebui să o slujească. Și azi avem predicatori și biserici care construiesc imperii financiare. De fapt, da? Datorită atât bunăvoinței, dărniciei, caracterului milos și darnic al credinciosului, dar și naivității lui, sunt tot felul de slujitori falși care jumulesc și jefuiesc oile până când nu mai le rămâne nimic. Profitoria nu e o chestie modernă, ea exista încă de pe vremea Apostolului Pavel, dar întotdeauna este asociată cu slujitorii falși. Da? Acum, chiar și credincioșii adevărați pot să fie înșelați ca să participe financiar, adică să intre în părtășie, că asta e participarea, părtășia financiară, la cauze false. Sau să intre în părtășie cu impostori. Și nu cred că e vreunul dintre noi care să nu ne fi ars în felul acesta și știm cu toții gustul amar, dezamăgirea de după când ai văzut că banii pe care tu i-ai dat n-au ajuns unde trebuie sau ai fost mințit, ai fost păcălit, sau folosit oamenii de tine. Cunoaștem experiența asta. Da? Amărăciunea și suspiciunea și până la urmă chiar și ezitarea de a ajuta. Cea mai bună cauză. Nu? După ce te-ai ars. Când te-ai ars cu ciorbă, sufli și în iaurt, vorba românului. Și n-ar trebui să privim ezitarea asta ca un sentiment greșit. Nici Pavel nu privește ezitarea corintenilor ca un sentiment greșit, deși acolo erau mai multe probleme, ci trebuie să o folosim. Da? Ca să fim mai precauți, să căutăm mai bine voia lui Dumnezeu. Să nu ne lăsăm așa manipulați și impresionați pe moment, ci să ne asigurăm că suntem administratori buni ai fondurilor pe care Dumnezeu ni le-a dat. Și la nivel personal, și la nivel de familie, și la nivel de adunare. Trebuie să ne asigurăm că contribuim exact acolo unde Dumnezeu vrea să contribuim, la cauzele pentru care, în care El vrea să ne implicăm.
că fiecare suntem responsabili de asta. Dacă dărnicia noastră este privită ca o jertfă spirituală și asta este o onoare pe care Dumnezeu ne-o face, este o părtășie între noi și Dumnezeu, păi, suntem chemați ca să ne aducem această jertfă, această părtășie în locul hotărât de El, adică în adunare. Dacă dărnicia noastră este o caracteristică a părtășiei pe orizontală, a legăturii frățești, păi atunci suntem chemați ca să fim în comuniune cu adunările Lui, cu slujitorii Lui, nu cu slujitorii Satanei, care se dau drept slujitori ai neprihănirii. Lor le spune Scriptura, nu le spui nici bine, nici bun venit și nici nu îi ajut să meargă mai departe pe calea pe care au pornit. Aspectul financiar îl vedem ca fiind unul cheie care face diferența între un păstor plătit și un păstor autentic, între un slujitor adevărat și un slujitor fals. Între omul trimis de Hristos și omul trimis de Satan. Pavel scoate în lucru, scoate pe masă, pune pe masă lucrurile astea pe terenul adunării din Corint, unde exista confruntarea asta. Și ăsta e motivul, ultimul motiv pentru care el nu a acceptat cu niciun chip să primească vreun ajutor de la ei. Pentru ca să le arate diferența între un slujitor autentic și unul fals. Atâta timp cât existau slujitori falși între ei, Pavel n-avea de gând să primească niciun fel de ajutor din partea lor. Influența slujitorilor falși îi scotea în afara sferei părtășiei și lucrul ăsta trebuia să fie semnalizat de Pavel ca ei să se întoarcă până nu era prea târziu. Întâi rezolvi unitatea și după aceea discutăm despre aspectul financiar sau părtășia în sensul acesta de participare financiară. Asta este regula priorităților, da? Al lui Pavel. Nu discutăm la început de bani și după aia fie ce-o fi. Vedem de doctrină și de relații mai încolo. Deci, părtășia, așa cum am văzut până acum, are trei aspecte pe care le găsim în Scriptură. Unitate, bază comună, care este Evanghelia și învățăturile, învățătura apostolilor, cum e numită în Fapte 2, relaționare, da? O relaționare care se vede cel mai bine în adunare, care e trupul lui Hristos, și participare în ce privește dărnicia, a simți cu nevoile altora, a participa la o cauză comună, ceea ce ne responsabilizează și ne apropie unii de alții. Dumnezeu să ne ajute să ne bucurăm de toate aspectele acestea, pentru că, așa cum am spus, relația de părtășie, relația de legământ este cea mai bogată și fructoasă relație de care se pot bucura oamenii. Amin.